Unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul nostru este Pepelea. Știu că ați auzit despre el, dar acum, începând școala, m-am gândit să vin cu această poveste a lui Pepelea, să vedem cam ce putem face noi ca părinți. Pepelea, se știe că era isteț, descurcăreț, plăcut, sociabil, vorbăreț și avea o casă foarte frumoasă. O moștenise de la cineva din familia lui, dar din cauza sărăciei a trebuit să o vândă. Cine putea să cumpere casa aceea frumoasă? Cine avea bani? Normal, decât bogătașul satului. Pepelea s-a învoit cu el să-i vândă casa ieftin, iar bogătașul atât a așteptat să cumpere minunea de casă cu acareturi cât mai ieftin posibil. Numai că la un moment dat Pepelea a pus o condiție. El de-a lungul timpului primise din partea unui strămoș de-a lui un cui. Pentru el, pentru Pepelea, cuiul acesta, spunea el bogătașului, este foarte important. Așa că l-a rugat pe bogătaș să-i păstreze acolo, pe perete, cuiul său. Bogătașul, era ieftină casa, nu era păcat să piardă astfel de minunăție pentru un amărât de cui. Așa că, timpul trecând, bogătașul s-a ales cu minunea lui de casă, iar Pepelea, de câte ori putea, trecea pe acolo pe lângă casă, intra înăuntru și se ducea la cuiul care era de drept al lui. Își agăța cușma, peste câteva ore venea și și-o lua. Își agăța traista, peste o zi sau două venea și-o lua. Și uite așa, în fiecare zi era un du-te vino acolo. De se acrise bogătașul de vizitele lui Pepelea. Într-o zi, Pepelea a venit cu o traistă mare în care a pus usturoi și slănină și brânză și ceapă și a lăsat-o acolo. A început în câteva ore să miroase. Iar pentru că Pepelea nu mai venea ca să-și ia traista, bogătașul s-a mutat în altă cameră. Dar și acolo mirosul venea, până când, în final, bogătașul a părăsit casa cu familia lui și a plecat în altă parte. Și uite așa cum Pepelea s-a ales în final și cu casa, și cu cuiul, și cu banii în buzunar. V-am spus povestioarea aceasta pentru că de-a lungul timpului, oricare dintre noi putem primi în suflet un cui al lui Pepelea. Ați observat că de multe ori, când vrem să facem ceva frumos, deosebit, vine cineva din anturajul nostru care încearcă să ne pună bețe în roate sau să ne demoralizeze. Ei vin cu cuiul lui Pepelea. Îi lăsăm? E alegerea noastră. Nu-i lăsăm? E puterea noastră de a merge mai departe și de a ne continua dorința și visul. Așa că să nu fim nici noi la rândul nostru cuiul lui Pepelea pentru alții, pentru că ce nouă nu ne place, nu? Altora să nu facem. Vorbele acestea din popor sunt atât de importante uneori încât e bine să învățăm pe cei mici să le folosească și să înțeleagă mesajul plin de sevă a înțelesurilor lor. Am fost împreună la Omul o poveste. Vă aștept cu drag și altă dată. Numai bine tuturor!